Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Tânăr în Europa, o ediție în care vom discuta despre alegerile locale care tocmai au avut loc duminică. Știm deja situația voturilor, știm și opiniile candidaților. Am decis așadar că e cazul să aflăm și experiența unui voluntar în Comisia de Supraveghere a Votului. Auraș Giambașu, blogger și om de online, a făcut aproape un live blogging din secția de votare, așa că l-am chemat în studio să ne povestească exact experiența pe care a trăit-o duminică. Bună, Auraș! Bună! Mulțumesc frumos că ai venit la emisiune. Din momentul în care am citit că faci live blogging, m-am tot întrebat de ce s-ar oferi cineva voluntar la vot într-o zi de duminică în care era soare afară, era și un concert pe seară. Rata prezenței la vot a demonstrat că mai nimeni nu a fost interesat de el. Și tu totuși te-ai dus și ai stat acolo o zi întreagă. Da. Mă rog, decizia a fost mai degrabă de impuls, cum vreo, nu știu, aproape o săptămână înainte, când tot citeam tot felul de articole legate de, cine o să câștige și cât de mult o să se fraudeze și așa mai departe, și tot felul de reacții din partea politicienilor, și a fost fix o reacție de impuls și am zis, fuck it, trebuie să fac și eu cumva ceva. N-aveam buletin de București, aveam doar vizul de flotan și a fost pur și simplu, trebuie să fac ceva. Fix în același timp prinsesem un link pe Facebook cu un demn de înscriere care prezenta din partea USB și am zis, fuck it. Da, am dat click, am completat și formularul și am așteptat să fiu contactat și na. Oricum, nu sunt foarte mare fan Maroon 5 sau... Așa că ai decis să-ți petreci toată ziua în secția de votare. Există o ierarhie în secția de votare? Există reprezentanți din partea partidelor? Există observatori și mai există și... Aici, nu știu, nu mă pricep foarte mult, adică efectiv m-au oferit voluntar și nu știam cam în ce să mă bag, fiind prima experiență. Din câte știu eu, există ierarhia, cred că e în felul următor, președinte, vicepreședinte de secție de votare, după care reprezentanți din partea partidelor sau care și-au trimis, că probabil au fost și partide care n-au avut, și observatori ori independenți, ori din partea tot felul ONG-uri și așa mai departe. Bănuiesc că asta e. Și în jandarmeria care e deasupra. Și tu, ca voluntar, ai făcut ce? Tot un fel de observații. Nu chiar. Din câte am înțeles, iarăși, nu e neapărat domeniul meu de expertiză, din câte am înțeles, din materialele primite de mail, ar fi două tipuri de reprezentanți sau oameni care pot să se implice în procesul ăsta din secția de votare. Unul ar fi observator, adică o persoană care vine doar undeva după ora 8:30-9, doar să vadă că cum se numără voturile și dacă se numără ok și eventual să le și renumere. Și partea de reprezentant pe care am ales-o eu, ceea ce presupune că te trezești la 4:30, la 5 și ceva trebuie să pleci, la 6 și în secție, la 7 se deschide secția și stai până la 9, cu prelungire până la ora 2, cât am stat noi, timpul care a durat tot procesul de votare, de numărători, de scris pe hârtii, procese verbale și alte chestii boring. Deci, până la urmă, procedeul de înscriere este destul de simplu, completezi ceva online? Da. Eu am completat efectiv un Google Docs. Exista varianta pe care am aflat oricum ceva mai târziu. Eu m-am înscris pentru că a fost primul link pe care mi-a sărit un newsfeed prin Nicu Șordan, nu sunt membru de partid, sunt pur și simplu un om super enervat de toată mizeria asta din jurul politicii, dar am înțeles că exista și varianta de a participa ca reprezentant sau observator independent din partea, nu știu, Alianței pentru România sau ceva din genul ăsta. Sunt tot felul adică de ONG-uri care au supervizat alegerile. Care a fost cea mai bizară experiență din secția de votare în care ai stat atâtea ore? N-a fost. Eu am avut noroc că am fost cumva repartizat în sectorul 3, undeva pe la 1 decembrie 1918, spre ieșirea, spre autostradă. În zona Sălăjean. Sălăjean, da. Și n-am avut, nu știu, chestii super scandaloase sau nebuni de genul ăsta. A fost, marea dezamăgire a fost efectiv prezența foarte mare a persoanelor în vârstă încă de dimineață și lipsa tinerilor. Și, nu știu, acum
Cred că cea mai ciudat a fost o persoană care a venit țintită, s-a pus în mijlocul secției de votare și a întrebat unde pot să votez cu trandafirul. Și în momentul ăla îmi venea să fac chestii care nu se pot spune pe radio. Am înțeles. Cum ai simțit alegerile reflectate în social media comparativ cu cele pentru prezidențiale? Personal, mie nu mi s-a părut că a fost o discuție atât de aprinsă ca data trecută. Aici, nu știu, am mai citit tot felul de păreri și opinii. Ideea e că, cumva, cel puțin bula în care trăiesc eu de oameni, mă rog, să zicem, mai cu facultate și mai cu niște mai cu acces la internet predominant din surse independente sau ceva mai obiective, mie mi s-a părut că în bula și în demnul a fost cumva similar. Ce cred eu că a fost diferența a fost pur și simplu presiunea din partea altora să iasă la vot, adică nu a fost efectiv o miză. Unul la mână, doi la mână, partea de lehamite, de mă duc la vot ca să ce, că oricum știm să, că, mă rog, ies ceilalți. În afara bulei am văzut la fața locului și e total diferită tot ceea ce vezi prin newsfeed-ul de Facebook față de ce se întâmplă în secția de votare. Chiar și într-una liniștită din sectorul 3. Este ca la toate evenimentele la care dai atent pe Facebook, apare da, acolo da. Că merg mii de oameni și de fapt ajung nici cam 20%. O treime. Procentul cred că e cumva undeva la o treime din oamenii înscriși pe lista de votare au venit. Din treimea aia, probabil, nu știu, mai mult de jumătate au fost persoane în vârstă sau, mă rog, oameni pe care îl puteai să vezi de la o poștă că nu sunt foarte, mă rog, sunt influențați. Ai făcut live blogging aproape întreaga zi. Nu știu dacă tu ești conștient, eu am printat, sunt 3-4 pagini de Word în articolul tău. Vorbeai acolo despre modalități de mobilizare a tinerilor la vot și dădeai două exemple care credeai că ar fi viabile. Unul era votul electronic. Crezi că ar ridica rata participării la vot? Mai, procesul de... Da, da, și să explic de ce. Procesul de votare, cel puțin în modul în care l-am văzut eu, e destul de automatizat. Adică venea omul, își lăsa buletinul la tabletă, tableta îi verifica probabil CNP-ul și să vadă dacă, nu știu, mai sunt și alte înregistrări. După care, treaba mea de observator, om din rândul de votare, era pur și simplu să-l îndemne pe om să semneze. Semneze în dreptul numelui lui, după care el își vota. Deci toată chestia asta se poate face super ușor electronic. În plus, bulgarii au făcut deja asta, așa că ne-au luat și partea asta. Nu știu, probabil dacă ar vrea cineva să facă chestia asta, ar trebui totuși să fie niște secții de votare prin parcuri, prin mall-uri, să se dea shawarma gratis, un iPhone 4 pentru cei care votează. Nu ai voie să influențeze așa votul, după cum bine știm. Un radar pentru rata crescută de absenteism a fost atât în online, în postările de pe Facebook, cum spuneam, cât și anunțată pe toate canalele media. Peste 50% dintre români au votat în alegerile locale de duminică. La București, doar 33% din electorat s-a mobilizat pentru a merge la urne. Cum s-a simțit acest lucru în sala de vot pe parcursul zilei? Spune că dimineața au venit da. Mai mult persoanele în vârstă. A existat un val de tineri spre seară? Nu, mă rog. Pentru mine șocul a fost un valul de persoane în vârstă venite cu sacoșele de rafi și așa mai departe de dimineață și nu înțelegeam exact. Eu încă nu mă deșteptase și ele erau deja la vot și făcuse cumva coadă. Cumva a urmat o perioadă mai monotonă în care diverse personalități sau, mă rog, diverse tipologii de oameni care tot intrau. Undeva pe la, nu știu, 4-5 a mai fost așa un val ceva mai mare de tineri, dar nu exagerat de mult. Ce mi s-a părut totuși mie interesant și a fost așa un fel de carusel emoțional, a fost că între 2-3 nu știu, persoane în vârstă sau oameni mai mă rog
oameni, mai erau și tineri și de obicei tinerii veneau împreună cu familiile și era așa, efectiv rolul costă emoțional să vezi partea de, nu știu, 65 plus, venind în grupuri 2-3-2-3 și pe urmă venind tineri cu copii, cu cărucioare și așa mai departe. Și na, era reconfortabil, ne zâmbeam frumos, aș fi vrut să fie totuși mai mulți. L-am întrebat pe sociologul Darie Cristea, director în scop, pe cine a ajutat social media în această campanie, de ce județele sărace sunt campioane la prezența de vot, de ce au votat doar 10% din tinerii bucureșteni cu vârste între 18 și 34 de ani. Aflăm mai multe din interviul realizat de Magda Prelipceanu. E destul de simplu în realitate, având în vedere că se cam știa cine o să câștige alegerile, toate sondajele de dinainte de campanie arătau un avantaj clar pentru Gabriela Firea. Și erodarea PNL-ului pe parcursul campaniei ca urmare a unor gafe absolut evidente, toate aceste variabile au dus la o lipsă de prezență, dar mai ales în rândul celor susceptibili de a fi mai degrabă votanți PNL. Deci totuși PSD-ul s-a mobilizat mai bine. Realitatea este că ieri, în ziua votului, PNL-ul nici nu a reușit să-și mobilizeze votanții. A fost efectiv un fenomen de demobilizare până la urmă. Știți, lupta pentru locul 2 dintre Nicușor Dan și Cătălin Predoiu poate era importantă pentru Nicușor Dan, era importantă pentru Cătălin Predoiu, e clar importantă pentru PNL în ideea mesajului simbolic pe care îl trimite, având în vedere că noi mai avem niște alegeri în toamnă, dar probabil că pentru marea masă a votanților PNL nu era chiar așa de importantă această competiție. Adică mesajul veniți și votați-mă ca să ies pe locul 2, nu știu dacă e cel mai mobilizator mesaj. Spuneați puțin mai devreme despre demobilizare, v-aș întreba totuși, Darie Cristea, dacă în opinia dumneavoastră PNL nu a știut, nu a putut sau nu a vrut să se prezinte mai bine la aceste alegeri? Eu cred că această demobilizare a început să-și arate semnele spre sfârșitul campaniei. Dacă ne uitam pe sondajele, de repede, pe la mijlocul campaniei și chiar din a doua parte a campaniei, dar nu cele din ultimele zile, vedeam că totuși PNL-ul era pe locul 2, Cătălin Predoiu era pe locul 2. Era evident într-un fel că în caz de participare foarte mică, Nicușor Dan e pe undeva avantajat. Evident că electoratul PNL s-ar fi prezentat la vot pentru competiție politică, în timp ce electoratul Nicușor Dan se prezenta la vot pentru o chestiune de identitate. Ei promova un mesaj, acel celebru mesaj antisistem despre care tot discutăm. Deci paradigma votului util pe care de altfel a și invocat-o Cătălin Predoiu în ultima săptămână de campanie, nu prea mai era de actualitate în momentul în care propriul electorat percepa că PNL-ul nu mai are șanse să câștige alegerile. Fruntașe la vot au fost județele sărace ale României. Există o explicație pentru acest lucru? E un lucru care se întâmplă de foarte multă vreme. Eu nu sunt neapărat de acord cu ideea că se prezintă mai mult la vot ăia săraci, ăia cu PIB-ul mai mic, ăia mai needucat sau alte lucruri de genul acesta. Că riscăm să picăm în niște stereotipuri destul de deranjante pe undeva. Știți că dacă prezența este mare la vot, atunci spunem că oamenii au simț civic. Dacă prezența e mare la vot în sudul Munteniei și în sudul Moldovei, zicem că nu mai e simț civic, sunt ăia săraci. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o chestiune destul de plăcută. Dar când conduce Teleormanul, cum se spune, domnule Cristea? Ați scuze că am pierdut puțin legătura. Ați pierdut legătura? Întrebam, când conduce Teleormanul ca prezență la vot, cum se spune? D'acord. Problema este următoarea. În județele acestea pe care, în general, le vedem ca fiind județe sărace și care sunt județe sărace, realitatea este că PSD-ul are, deja istoric vorbind, în ultimii 20 ceva de ani, are rețele de partid foarte bune. Se face mobilizare foarte bine. În rest, cât de sărace sunt, cât de educate sunt, asta e cu totul și cu altă discuție. Realitatea este că acolo PSD-ul are rețele foarte bune. Și mobilizarea este exemplară. Până la urmă, rolul partidului este să mobilizeze. Aici a greșit PNL-ul la aceste legi. Tinerii, ce puteți să ne spuneți despre tineri? Văzusem ieri tot felul de informații că au fost până la un punct predominante la vot femeile de peste 45 de ani, nu bărbații și nu tinerii. Ne puteți ajuta să înțelegem această mișcare? E o informație destul de ciudată. Acum, într-adevăr, poate să existe o atractivitate pentru femei în aceste alegeri, având în vedere că totuși candidatul cu cele multe șanse era Gabriela Firea. Dacă ne uităm pe procentele de participare, de exemplu, vedeam aseară că se estima că la București, cel puțin,
pe segmentul 18-35 de ani era o participare puțin peste 10%. Deci totuși o participare destul de mică. Adică pe de o parte rezultatele, răsturnarea asta de scor ne zice că domnule, s-au mișcat tinerii care susțin mesajul antisistem, care l-au susținut pe Nicușor Dan. Pe de altă parte, cifre nu sunt foarte mari. Eu cred că ne aflăm în fața unor cifre extrem de înșelătoare, în primul rând datorită acestui procent mic totuși de participare la vot în București. Haideți să ne gândim că o primărie de sector s-a câștigat în București ca urmare a prezenței mici și ca urmare a legii într-un singur tur cu practic 30.000 de voturi. 30.000 de voturi reprezintă publicul de la un meci serios. Da? Deci a fost într-adevăr o prezență extrem de scăzută care va înșela foarte multe partide. Unii vor crede că sunt mai puternici decât au fost de fapt, alții vor crede că sunt mai slabi decât sunt de fapt. Cheia rămâne mobilizarea. Vor fi probleme din ce în ce mai mari de acum încolo să mobilizăm electoratul. Vedeți, electoratul tânăr, electoratul educat, electoratul care are în ultima vreme din ce în ce multe pretenții de la politicieni, este un electorat capricios. Nu mai acceptă să fie un electorat captiv. Și aici vor fi niște probleme. Politicienii trebuie să învețe să muncească în ziua votului. Politicienii să muncească în ziua votului, dar prezența pe social media, pe cine a ajutat în această campanie, în aceste alegeri? În general, prezența pe social media are următoarea caracteristică. Ea nu este o prezență precum prezența pe televizor, de exemplu, sau pe radio la nivel național. Prezența pe social media presupune un electorat care are deja o intenție conturată de vot, care face parte dintr-un grup care susține un candidat sau un partid și care caută informație politică. Pe internet, pe social media, intri pe discuții politice, intri pe informație politică dacă vrei să cauți informația politică. Da? Din punctul ăsta de vedere, social media nu ajută foarte mult la informare, ci ajută mai degrabă la mobilizare și la instituționalizarea unei idei politice, unei preferințe politice. În mod evident, prezența mare pe social media ajută atunci când te bazezi o participare mică la vot și când reprezintă o opțiune din aceasta care merge mai mult pe ideea de mobilizare decât pe ideea de public foarte larg. A fost sociologul Darie Cristea, director INSCOP, spunea el că prezența în social media a temelor politice nu ajută tot mai mult la mobilizare cât la instituționalizare. Tu scriai la ora 6 seara că abia atunci începuseră să apară tineri în secția de vot. Ți se pare că au fost influențați de social media în ziua respectivă sau înainte? Nu știu. Fiind destul de târziu, mi se pare că mai degrabă au fost influențați de temperatura de afară. Adică au venit tineri și pe la 4 și pe la 5, dar foarte puțin, dar abia după 6-7, când s-a mai răcorit afară, au mai venit. Probabil ar fi un cumul de scăderea temperaturii și, nu știu, informațiile acumulate în timpul zilei pe social media, în special Facebook. Te-ai dus pregătit cu un întreg arsenal în secția de votare, da. Ai avut prelungitor, baterie externă, laptop. Da. Laptop. Cum au primit membrii secției de votare toată treaba asta? Nu s-au uitat bizar la tine? Acum nu știu dacă s-au uitat cumva bizar. Ideea e că oricum toți aveau telefoane mobile, nu știu dacă erau ale lor sau ale partidului pentru a da, mă rog, a primi și indicații. Eu am venit pregătit cu prelungitor pentru că știam că o să am nevoie și că bateria oricum nu mă ține toată ziua. Am venit cu un laptop în caz că sunt momente moarte și au fost, dar destul de puține. Am primit cereri de abonare la ștecherul meu, deci nu... N-a fost o chestie în asta de uite-l pe ciudatul care vine cu prelungitor. Eu sunt obișnuit să vin cu prelungitorul la mine de la evenimentele online. Unde... Am înțeles. Cum a fost primit live blogging-ul tău pe internet, atât pe blog cât și pe Facebook? Ai interacționat cu mulți oameni în timpul ăsta sau nu? Erau și ei plecați în alte locuri? N-am observat. Adică, față de media traficului constant de pe blog, nu cred că nici măcar nu s-a dublat. Adică, cred că a crescut cu o treime sau ceva de genul ăsta. Adică, n-am făcut live, nu m-am dus la votare ca să fac live vlogging, am făcut live vlogging pentru că oricum eram la votare și am presupus că o să am și timp.
dovadă că oricum am scris doar de pe telefon, doar de pe mobile internet. Absența tinerilor la vot ar trebui să ridice serioase semne de întrebare, este de părere și secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, Andrei Popescu. Ce anume ar trebui să facem ca să-i atragem pe tineri la vot? E principala întrebare la care se așteaptă un răspuns după aceste alegeri. Sigur, am putea vorbi și de vot electronic și de celelalte variante pe care le-ai dat tu. O să ascultăm un interviu realizat de Andreea Auros cu Andrei Popescu. Din punct de vedere statistic, destul de slabă, din punct de vedere matematic. Însă ar trebui să vedem ce stau în spatele cifrelor, pentru că probabil că inclusiv faptul că sunt atât de puțin tineri la vot reprezintă un mesaj. Și este clar că tinerii nu sunt reprezentați sau nu se consideră a fi reprezentați de oferta electorală. Totodată, cred că este aici cumva un cerc un pic vicios. Cu cât tinerii sunt mai prezenți la vot, cu atât se va ține mai mult cont de vocea lor. Pe de altă parte, însă ei, cu cât consideră că nevoile lor nu sunt luate în considerare atunci când în alegeri, bineînțeles că nu se vor simți motivați să ajungă la vot. Deci e un pic un cerc vicios care va trebui să fie spart undeva. Cred că trebuie să fie conștienți că orice tânăr, în momentul în care merge și pune o ștampilă oriunde ar pune, reprezintă un mesaj legat și de nevoia ca politicienii să ia în considerare atunci când fac politici sau când fac strategii pentru ei. Studiind cifrele, vedem că cel mai puțin au ieșit la vot tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani. Care să fie explicația? E practic prima oară când pentru cei mai mulți a fost prima oară când ar fi trebuit să voteze. De ce nu s-au dus? Corect, așa este. Noi am și avut o campanie care se numește exact așa prima oară, o campanie adevărat cu buget zero, în care am încercat împreună cu organizații neguvernamentale și grupuri informale de tineri să stimulăm apetitul tinerilor pentru a merge la vot pentru prima oară. Dacă ne uităm puțin și la ofertă, la ce anume, care sunt lucrurile de care beneficiază tinerii, de cele mai multe ori discutăm despre locuri de muncă și ne cam oprim aici. Însă uneori nevoile tinerilor sunt și de altă natură, aceea de a fi implicați în comunitate, aceea de a avea spații care să le fie dedicate, de exemplu, de a avea oportunitatea să se întâlnească împreună cu alți tineri și în funcție de nevoile lor să poată desfășoare diverse activități. Inclusiv în acest moment avem o discuție în partea finală a ei și o lege a tinerilor care își propune exact acest lucru, să vedem cum putem să creăm structurile și să creăm cadrul necesar, astfel încât tinerii să fie ceva mai prezenți în comunitate și să devină parte a comunității. În momentul în care aceștia vor deveni actori activi și politicienii vor ține mai mult cont de nevoile lor, dar și viceversa funcționează. Atunci când li se va da ceva, când li se va da o putere și vor căpăta o voce mai puternică, și aceștia vor fi mai prezenți în viața comunității. Absența tinerilor de la vot este un semnal de alarmă, de nemulțumire sau pur și simplu e dezinteres? Eu cred că în absența unor studii care să ne arate clar care sunt motivele pentru care tinerii nu s-au prezentat la vot, este hazardat să dăm un răspuns universal valabil. Cred că și una și cealaltă sunt valabile. Este posibil ca o parte din tineri efectiv să nu fi fost informați. Este posibil ca o parte din tineri să nu știe că aceste alegeri au fost într-un singur tur și atunci se așteptau să meargă doar acolo unde este o miză. Este pe de altă parte la fel de valid și un punct de vedere în care aceștia se simt dezamăgiți de ceea ce li se oferă și atunci, dintr-un spirit de frondă, care trebuie să recunoaștem că este în special tinerilor caracteristici, s-ar putea ca în felul acesta să-și dorească să transmită un mesaj. Și poate nu ar strica pe viitor să ne gândim în ce măsură s-ar putea include ca în buletinele de vot să existe pur și simplu o pătrățică pe care se scrie vot alb, astfel încât și cei care vor să meargă, dar nu consideră că sunt reprezentați în oferta electorală, să poată să meargă totuși acolo și să transmită un mesaj. Pentru că în felul acela, în acesta vom ști mai clar dacă mesajul este ok, unul antisistem, nu am pe nimeni de care să-mi pese, de care se pese de mine, sau este datorat unei lipse de interes.
În ciuda faptului că s-a tot vorbit despre necesitatea și importanța ca tinerii să meargă să voteze, la aceste alegeri locale, iată, s-a dovedit că nu prea au avut efect campaniile. Nu știu, la ce vă așteptați în continuare? Vin alegerile parlamentare, va fi o prezență mai bună? Localele sunt cumva, te și obligă să votezi acolo unde ai actul de identitate. Au fost acestea piedici sau pur și simplu acesta e trendul și ne vom aștepta la o prezență din ce în ce mai redusă? Acum trebuie să fim conștienți de faptul că de cel mai multe ori mentalul colectiv, alegerile locale nu reprezintă miza cea mai mare. Din păcate aș îndrăzni să spun, pentru că acestea sunt alegerile în care cetățeanul poate să-și aleagă edilul care va gestiona și bugetul ce îl va viza în mod direct. Și acest lucru este valabil și pentru tineri. Mai ales că, conform actualei lege a tinerilor și a ceea ce ne propunem să facem și cu viitoarea legea tinerilor, se dorește existența unui fond de tineret, astfel încât din fonduri publice să se desfășoare activități care să stimuleze prezența tinerilor în comunitate. De altă parte, la alegerile parlamentare, probabil pentru că și într-adevăr este mult mai simplu de mers la vot, s-ar putea ca acest procent să crească. Trebuie să ținem cont de faptul că sunt mulți studenți care probabil că nu au avut la dispoziție timpul necesar sau mijloacele necesare pentru a se întoarce și a vota calitatea de unde au buletinul. Și acesta poate să fie un factor. Dar lăsând toți acești factori la oaltă, prezența la vot este clar că este un semn, trebuie să reprezinte un semn de mare întrebare și de preocupare vis-a-vis de ce anume ar fi bine să facem pentru a atrage acești tineri la vot. Am ascultat un interviu realizat de Andreea Oroscu, secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, Andrei Popescu. Alături de mine vă reamintesc, în studio este Oraș Giambașu, este blogger și om de online care timp de o zi a stat în offline în secția de votare. Entuziasmul tău a fost împărtășit și de ceilalți membri ai comisiei. Nu, no. Din, nu știu, 9 sau 10, cred că eram 3 tineri. Șeful de comisie, care era absolvent de științe politice și era curios să vadă cum funcționează tot procesul ăsta. Și încă o tipă, dar nu mai mi-aduc aminte, n-a fost foarte clar oricum nici de la ce partid și care a fost cumva motivația. În schimb, a fost destul de clară motivația celorlalte persoane din, mă rog, secția de votare, observatori, reprezentanți, ce erau ei. A fost devenit cumva un fel de line motiv să se întrebe cumva o dată la o oră jumate, chiar două, cât mai avem, cât se mai votează, cât sunt până acum, credeți că o să mai vină mulți, oare o să fim ocupați și preferata mea, când ne luăm banii. Adică am vorbit inclusiv cu, mă rog, reprezentantele mai în vârstă al celorlalte partide și motivația lor de a veni la vot difera total față de a mea, venind din frustrare și din nervi. Ele erau acolo pentru cei, am înțeles, 65 de lei pe... 65 de lei pe zi după... Da, da. Și când am avut momente mai libere și nu intra nimeni, am încercat să-mi dau seama exact care e insight-ul din spate. Și una din ele mi-a revenit cu motivație la care n-am mai avut niciun răspuns și niciun comeback. Și azi sunt felul următor. Eu am o pensie de 9 milioane ceva, aproape 10. Dacă vin și stau două zile la votare, mie ăștia îmi dau 1,5 milioane. Cu 1,5 milioane eu trăiesc încă o săptămână și ceva. Este Punct. Un argument de necombătut. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, Oraș Giambașu, blogger, om de online. Eu sunt Andreea Pietroșel. Ne reauzim săptămâna viitoare.